Iată-mă aici, sub vâscu milenar, vă dau o salutare, sper că nu e în zadar. Și acum, fără nicio minciună, vă urez o săptămână bună, dacă nu sunteți în sud, acolo unde se anunță în continuare cod galben de viscol, cod galben de ninsoare. Ninsoarea ne-a luat puțin în surprindere, că e numai jumatea lui ianuarie. Abia am trecut de Crăciunul pe vechi, dar să vedeți voi mai încolo când o fi poboteaza pe vechi. Atunci să vedem noi fenomene meteorologice. Cum sunteți? Sunteți bine? Vaccinați sau nevaccinați? Măi, în urmă cu 7-8 luni eram disperați, deschideam la unul radio, deschideam televizorul, internetul, frigiderul, deschideam la ora 1 numai să vedem câte persoane au fost contaminate. Acum nu, am întrebat ce pe sau câți au fost, păi zice, nu știu, 4 sau 5.000, din câte teste, nu mai contează. Acum tema principală este cea a vaccinării, cu C, nu cu G. Vaccinarea, domnule, vaccinarea este pe noi. Și că medicii, în special cei de familie, vor primi bani, vor primi bani dacă o să convingă lumea să se vaccineze. Cu vaccinul n-am o problemă. La fel nu am o problemă nici cu conștiința oamenilor, care îi, cum îi și cât îi. Dar totuși să forțezi un pic lucrurile așa și să dai bani pentru asta. Oricum, liberul arbitru există. Acum să-ți vină medicul de familie să zică, știi, vaccinează-te să mai iau 1 milion brut imposabil, că păi și eu ți-o-i da 2 cadele. Și banii ăștia de unde? De la autoritățile locale. O dat dispoziție domnul Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, că de-aia s-a enervat domnul primar de Cluj, domnul Boc. Era și un titlu frumos în ziar. Am încercat să-l văd și vizual. Era titlul în ziar, așa scria: Emil Boc sare la gâtul lui Vlad Voiculescu. Parcă și vedea... Că de ce să dea bani pentru așa ceva din fondurile autorităților locale? Să dea bani de la București, din fonduri europene, din săracul Voiculescu, chiar oare Nelu Tătaru. Oare Nelu Tătaru ce mai face? Nelu Tătaru care a ținut prima pagina ziarului, prima pagina presei atâtea luni, brustace, acum brustace. Nelu Tătaru, ce mai fi făcând Neluțul, dragul nostru? În Parlament, senator de Vaslui, mâncă o ciorbă cu 2,50 lei. E rău? Să nu-mi spuneți că e rău, nu e rău. Și că în România vor să facă centre de vaccinare drive-thru. Bineînțeles că nu știm ceva în română, împrumutăm din Stranezia, drive-thru. Adică te duci cu mașina și pe când ieși de pe o poartă sau de pe două, pac, albinuța, te-ai vaccinat. Drive-thru, ca la McDonald's. La pachet sau la mână, cu de toate sosuri doriți, nu, chipuri, pe când ieși pe hai, te-o și vaccinat, te-o și chipat. Da, vorbim așa, să ne treacă timpul. Eu cred că ar trebui începută vaccinarea asta drive-thru în Poiana Brașov. Acolo unde stau mașinile între două stațiuni, unde stau mașinile în coadă și nu accelerează deloc. Domnilor, până ajungi dintr-o stațiune în alta, ești și vaccinat. Dar mai gândiți-vă și voi, mă, guvernanților, tăi, o să vă dau idei. Începeți vaccinul din Poiana Brașov. Mai dați-vă și o cană de vin la români, un panci, pac, pac, și după aia nu mai contează. Supraviețuitorilor, survivorilor. O să vorbesc despre show Survivor și multe altele, dar astea le aflați doar de un click pe link. Click pe link, ne vedem acolo. Schimbăm macazul, să nu ne ajungă necaz. O săptămână frumoasă vă doresc. Click pe link după ce ați dat share la acest video de mare angajament și de mare practic pe persoană fizică. Și ne vedem pe linkuțul celălalt. Cât e un link, cât e un link, până nu rămâne nimic. Uhăi la și ciu, hăi la la la. Vă salut! Salutare, salutare, scump colegi de izolare, că încă 28 de zile iară băgăm izolare. Asta e situațiunea. Frig afară, vortex polar. Asta e. Fiecare cu năcazul lui. Să știți că nu numai noi suntem năcăjistare. Un tip, un programator din America e disperat. Acum de când a crescut Bitcoinul, moneda aia virtuală, omul nu-și mai găsește parola de la hard, că acolo avea băgați bănuții virtual. 10 încercări, la 10 încercări au avut dreptul ca să-și poată accesa contul și mai are 2. Nu, ăla stres, ăla necaz. După ce ai băgat o parole greșite, nu știu, să-și bage numele fostei, numele câinelui 07, nu știu. Voi ce parole puneți la conturi? Nu-mi spuneți aici că nu trăsește, că poate vă fură cineva bitcoinurile din pormoneele virtuale. Nu ăla necaz.
Nu mai avem vreme să ne gândim la problemele noastre, când vezi că atâta tristețe și jale în jur, un asteroid de mărimea unui teren de fotbal se îndreaptă cu viteză spre Terra. Nu mai ai timp să te gândești la problemele tale, la mizeriile din jur, la politicienii corupți și infatuați. Nu, domne, vine un... Cum să facem să distrugem asteroidul ăla? E cât un teren de fotbal. Se trimite în echipa națională a României să joace pe asteroid. Ăștia distrug... Nu pe asteroid, pe asteroid. Ăștia distrug orice. Distrug orice, distrug și gazonul și terenul. Vă dați seama că să joace băieții lui Mirel un pic acolo pe asteroid, îl fărâmă, îl distrug, a început campionatul. Soacră mea, da, soacră mea, la meciuri să uită ea, că CFR-ul-i, CFR-ul-i echipa ei de suflet, asta ea, bătut cu 2-0, dar să vedeți, mă, să vedeți Pocinoc, soacră mea, n-a stat până la finalul meciului, a mutat pe canal de la Survivor. Bă, e mai palpitant să vezi meciurile dintre războinici și faimoși decât să te uiți la un meci din Liga 1. Pe cuvântul meu, acolo, culiță, titra pe ecran, culiță, marchează punct după punct, că și Bianca Comăniciu, știți? Bineînțeles că Bibicioaia, nu, o zis că așteaptă să-i marcheze și ei după ce vine din Junegla, din Republica Dominicană, da? Culiță aștept, J'adore acolo. Echipa războinicilor nu se lasă nici ei, e palpitant, nu ca în Liga 1. Meciuri, chestii, se marchează, se punct după punct. Cum sunteți de Ziua Culturii Naționale? Precis, cum v-ați trezit, cum ați luat o carte din bibliotecă, poeziile lui Eminescu și ați citit de acolo? Ce ați citit? Care sunt versurile din Mihai Eminescu în care vă regăsiți? Acum să nu-mi ziceți ca Borcea, că... Știți că pentru Borcea, poezia lui favorită din Eminescu este O călărire în zori. Bună și aia. Păi decât să intrăm în Împărașii proletari, în Oda metro antic, în alea grele, mai bine O călărire în zori. Nu? Nu contează. Un vers, două din Mihai Eminescu să scrieți la comentarii. Dacă v-a plăcut Eminescu, dacă nu din alt poet. Poate din poetul de deman. Dragostea efemeră oferă-i o betonieră. Orice numai se rimeze. Orice să rimeze cu ziua asta frumoasă pe care vă doresc și un weekend pe măsura dorințelor voastre. Clic pe link și mergem dincolo pe canal să dezbatem problemele serioase, dar după ce dați share. Asta e poezia pe care vă repet de fiecare dată. Ce-ți doresc eu ție, dulce Facebook-cie, boc-cie. Vă aștept dincolo, share și haidați. Doamne ajută! Nimic, mă, nimic. Nimic. Mă, îs obsedat de poza aia cu președintele la vaccin, te-ați văzut brandul. Nimic aici, mă, nimic. Omul e odihnit, dar totuși la 60 și atâția de ani să aibă biceps, deltoi, triceps, că de țară îl doare în care, mă rog. Soacra impresionată, a văzut poza soacra, zice, stai Schwarzenegger, stai Van Damme, nu se poate așa ceva. Zic, bine, mie îmi faci guiașuri, mie îmi faci sechei capul ăsta, tot capul ăsta, schimbăm. Schimbăm, de mers la sală n-am vreme, dar schimbăm, trecem pe sparanghel. Că sparanghel cred că mănâncă și președintele. Vedeți ce înseamnă să primească pachet de la maică sa din Germania? Numai mâncăruri bune, numai mâncăruri bio. Soția sa Carmen nu cred că îi gătește și la administrația prezidențială să termină mâncarea până la 6. Cina nu o servește. Vedeți, săracul Dragnea, că a mers să mănânce cina la Trump cu 400.000 de dolari și acum... Bă, când președintele mănâncă sănătos și a văzut, îl doare în biceps. Bă, ce brand are, mă, brand, nu brand, brand. Ia. Poza asta trebuie să ne motiveze pe toți. Să mâncăm sănătos, să nu ne stresăm, să arătăm bine și după 60 de ani. Dacă o apuca, 60 de ani. Oare mai merge și anul ăsta la schi? Îi recomand stațiunea Buscat, că și așa timp are. E un pic de coadă, îi recomand stațiunea Buscat, aer, ozon, oxigen și așa o să arate la 80 de ani. Îs curios brandul lui Băsescu cum arată, cum arată brațul lui Băsescu după atâta sală, câtă sală a făcut el la viața lui. Așteptăm și poza de la vaccinul lui Băsescu, dar totuși, mă, președintele Terminator nu se lasă, domnule. Deci au ăștia rei de pe Facebook că i-au mai băgat o doză de proteină ca să arate, să-i arate mușchiul bine. Acum suntem curioși dacă la rapel, peste 3 săptămâni când își va face injecția, o să meargă numai mai eu. Mircea Badea, când l-a văzut, a zis că vrea să aibă o bătaie în ring cu el. Nu știu, o mers la sală, o dat la pedale, o dat la schiuri sau o făcut brandul ăsta Iohannis de la atâta decorat. O pus decorațiuni, nu pe brad ca mama lui Fuego. E o decorat pe aia care merită. Da, a văzut că s-a vaccinat în mâna stângă. Semn că în România problema e stânga, nu dreapta. Dreapta e stricată, gata.
Mi-e și rușine. Nu ziceți voi ce îmi recomandați ca să am și eu o alură de președinte? A? O cafea. De pe buymeacoffee.com / Nicu Bendea. Măcar să stau treaz să mă uit la pole și să zic: bă, Nicule, hai, motivează-te tu. Motivează-te și tu. Nu o să ajungi președinte, dar măcar să ai în braț cât Iohannis. Oare când merge la Parlamentul European și se întâlnește cu Macron, îl pipăi un pic Macron, a? Își măsură circumferința cu prietena sa, cu Merkel? Nu știu. Avem un weekend la dispoziție ca să ne lămurim. Da! Fără prăjeli. Traste la tigaie legumele. Da, mama soacră. Nu cârnațul. Vrei tu să ai brand? Vrei tu să ai biceps și soca? Bagă în tine colesterole, grăsimi și alte. O ceafă, da, dar dacă faci și cartofi prăjiți. Sau salate de cartofi cu maioneză? Am uitat de siluetă. Adio, dietă. Weekend plăcut.